Agricultura poate aduce profit și fără a dăuna mediului. Despre aceasta s-au convins cei peste 30 de fermieri din raionul Nisporeni, care au participat în cadrul unui seminar cu tematica Agricultura ecologică în plantațiile de prun. Ca de obicei, la seminar au fost prezenți specialiști cu renume în domeniul agriculturii ecologice, atât din raionul Nisporeni, cât și din întreaga țară. În primul rând, trebuie să știți că tăierile verde la prun avem două tipuri de tăieri. Tăieri de formare, adică la pomii tineri de prun, și tăieri de fructificare. Și să începem cu tăierile de formare. Tăierile de formare la prun se începe din anul întâi după plantare, numai în cazul când lungimea lăstarilor, care a crescut în zona de crunare, până la sfârșit de luna iunie, este de cel puțin 60 cm. Dacă noi în anul întâi nu avem 60 cm, nu este necesar de efectuat tăiere verde. Dacă vorbim despre tăiere de fructificare, aceasta începe din anul 3 deja. În ce constă această tăiere de fructificare? Dumneavoastră cunoașteți că prunul fructifică pe diferite formațiuni de rod. Cele mai des fructifică pe spin, pe ramuri de 2 ani de zile, pe ramuri de 3 ani de zile. Cea mai calitativă prună, știți că e pe ramuri de 2 ani de zile. Scurtările se efectuează deja când lăstarul este lignificat. Aceasta calendaristic corespunde cam cu zilele acestea. Adică sfârșit de iunie, început de iulie. Participanții au menționat că în Nisporeni condițiile climatice sunt favorabile pentru dezvoltarea agriculturii ecologice. Inclusiv există oportunități pentru o producție ecologică competitivă pe piețele din afara țării. Am consultat și noi cu care cunosc în sfera, în domeniul unii, care este și spus că scoate și am încercat și noi să vedem cum așa. De-am după 10 zile să vedem rezultate și cred că să vedem. E bine ori nu e bine. Seminarul ăsta are foarte bun efect. Trebuie de încercat, în realitate, ceva schimbări. Bine, or să fie, înspre bine. Evenimentul a fost organizat de ONG-ul NIS Agroinform.